Cineva din voi m-a rugat să-i arăt parfumul pe care l-am cumpărat din Italia, l-a luat sora mea. Se numește La Fil de Berlin. Stați că nu se focusează cu miros de... Focusează-te, băi, iată-l. E cu miros de trandafir, nu se vinde prin duty-free-uri, este un parfum special. Iată așa, îl găsiți în Italia sau... Capacul. Aroma de trandafir. Bună dimineața, Mariana Mihail, dar unde-i pornit tu TikTok-uri? Micul dejun. Ți-i închipui trezări la hotel, ți-i tocuri, îl duci la micul dejun. Sigur, dar cu tocuri comode, domnule. Da. Nu, vă rog să mă scuzați, dar așa nu e frumos. Adică Mariana Mihail îți duc la micul dejun pe tocuri, dar eu să nu mă aduc pe tocuri. Dar și pierdez, că eu n-am tocuri, sau și ies de zemă și mănâncă Mariana Mihail. Deci tocurile mele unde sunt, băi? Au, ce trezești tu dimineața, să te duci, duci la micul dejun și nu ți-ai tocurile. Ia, băi, vă arăt, tățile, mă scuzați. E cam uși vă arăt eu cum duci la micul dejun. Amuș. E ca așa, dintr-o filmare, ca zideți, na. E ca Mariana Mihailă, să nu crezi tu că eu sunt mai în urmă de tine și mergem la micul dejun. O bringe un pumn în cap, nu contează. Dar măcar și eu, Mariana Mihailă. Mariana! Eu sunt gata. Deschidem. Păi nu, eu mă duc ca o adevărată doamnă. Dar eu ca și. Dar tu ca un adevărat domn. Am vrut să zic eu ceva, dar să mergem la micul dejun. Uite la dansă. Tu te-ai pornit, eu nu știu, merg cu tine alături. Basanoșchi ești. Dar cum vreți, mă duc eu, dar cum pe tocuri și unul pe tocuri. Hai, la micul dejun. La mine sunt bocine, domnule, casual. Tu ești nebun. Eu nu știu, Chimile, am chiar așa de nebun. Eu nu sunt nebun, eu sunt... Ești nebun, nebun? Eu sunt lady, mă duc la micul dejun. Cum mă să mă trezesc și nu merg la micul dejun pe tocuri ca și tine? La mine sunt bocine. Stop. Eu lăs cine în spate. Hai, nu sunt cu mine în lift, că noi nu suntem împreună. Noi suntem străini, noi suntem certați. Hai să vorbești în altă limbă. Iau așa, robată. Davai, paruschi. Do you like two egg? Yes. Eu două ieguri. Și că, pur și simplu, doar ieg știu în engleză. Și niște suc fră. French? French? Yeah. And so, do you like my shoes? Yes. Yeah. Yes? Yes? Eu nu ies nicăieri. Marianușca spune, cum te-ai simțit la micul dejun? Perfect, m-am simțit la înălțime. Cum a fost mâncarea pe tocuri? Foarte bună, m-am simțit așa ca o doamnă. Da, dacă nu aveai tocuri, dacă nu aveai tocurile, cum era să fie mâncarea? O să mergem în oraș să mai vedem ce se mai întâmplă aici prin Irlanda. Vreau să mai expun despre imunitatea parlamentară. Am înțeles că socialiștii, comuniștii, șoriștii, nu știu cine puii mei, ei caută diferite scuze ca să nu li se scoată această imunitate parlamentară. Ideea mea, vin cu eu o idee genială, cred eu, sper să mă audă cineva. Din moment ce noi am ales președintele, deputații în Parlament, trebuie poporul să decidă imunitate sau nu pentru parlamentari. Și cu siguranță poporul o să decidă și a decis de mult că nu trebuie niciun fel de imunitate. Cine naiba o inventat-o? Ce spuneți? Sunteți de acord cu mine? Ca poporul să decide dacă trebuie să aibă imunitate parlamentul sau nu? Parlamentari, adică. Adică voi m-ați înțeles, da?